Au apărut noi imagini cu tunelurile construite de Hamas sub cel mai mare spital din Gaza. Armata izraeliană le numește dovezi concrete că Hamas a folosit cel mai mare spital din Gaza în scop militar. Imaginile au fost făcute publice de forțele de apărare ale Israelului și Agenția de Securitate Internă. În videoclip poate fi observată o parte a rețelei de tuneluri a Hamas de sub spitalul Shifa din orașul Gaza, unde se crede că gruparea teroristă are un centru de comandă principal. Imaginile sunt de fapt un colaj realizat din cadrul unor filmări realizate de două dispozitive separate care au fost coborâte într-o intrare de tunel descoperită de IDF. În filmare este ilustrat puțul tunelului care are o scară în serpentină de aproximativ 3 metri adâncime, ce continuă în jos încă 7 metri până ajunge la o parte a rețelei de tuneluri. Tunelul continuă 5 metri înainte de a coti la dreapta și a continua încă 50 de metri. La capătul tunelului apare o ușă de explozie ce are prevăzută ceea ce IDF spune că este o gaură prin care Hamas să tragă. Tunelurile săpate de Hamas pun probleme enorme pentru armata israeliană în cazul unei invazii terestre în gaza, astfel războiul urban, care este oricum dificil devine și mai complicat. Rețeaua subterană include aproximativ 1300 de tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 500 de kilometri. Unele dintre tuneluri ar avea o adâncime de până la 70 de metri.